Stimați prieteni, dragi concetățeni, ne bucurăm să ne revedem din nou la această conferință de presă, presă în cadrul care vom vorbi despre, cel puțin eu voi face referință la subiectele de bază care s-au discutat azi în cadrul Comisiei Securitate Națională. Colega mea, Stela Macari, va veni cu niște detalii și va vorbi punctual despre anumite aspecte. Desigur că ar trebui să porneți de la faptul că fracțiunea parlamentară Platforma de Demnitate și Adevăr a solicitat în repetate rânduri ca această ședință a Comisiei să aibă loc la Cocieri, așa cum am considerat noi că ar fi axată pe localitatea respectivă, un simbol al luptei împotriva separatismului. Până la urmă nu s-a acceptat, dar vreau să recunosc că și actuala ședință în cadrul Serviciului Informații și Securitate cel puțin a întrunit responsabili din toate segmentele de cu referință la activitatea din zona de securitate, ceea ce este salutabil. Am avut ocazia și posibilitatea să acordăm întrebări diferitor demnitari, ministrul de interne, ministrul apărării, ministrul relației internaționale, ministrul acestei instituții, doamna Lesnic, ministra integrării și, desigur, că și alți demnitari care au asistat la această ședință a comisiei. Succint, pentru că au fost și reprezentanții Comisiei Unificate de Control. O remarcă pe acest subiect. Mai întâi, zona de securitate a Republicii Moldova rămâne încă una. Situația din zona de securitate rămâne una foarte îngrijorătoare. Din păcate, autoritățile transnistrene temeinic înaintează în cerințele lor, sunt foarte deciși în a obține noi și noi beneficii din partea Republicii Moldova. Din păcate, autoritățile Republicii Moldova, în cazul respectiv, de exemplu, cu amplasarea celor posturi de control, 37 la număr, dar și amplasarea celorlalte, vreo 22 de posturi staționare, nu a manifestat prea multă fermitate. În dialogul cu Federația Rusă și regiunea transnistreană, Republica Moldova a pierdut tot timpul. Comisia Unificată de Control este reprezentată de trei state, de Republica Moldova, Federația Rusă și regiunea transnistreană, cu drept de vot, și Ucraina și OSCE cu drept consultativ. Republica Moldova fiind în această comisie în minoritate. Deci, activitatea ei la general poate fi considerată aproape ineficientă a acestei comisii. Ceea ce ține de alte subiecte, am adresat foarte multe întrebări ministrul de interne, întrebări venite din zona respectivă, din partea cetățenilor care au vrut să, ca poliția să aibă o altă atitudine față de ei. Desigur că am vorbit și despre cazul care s-a produs ieri cu Vasile Crețu din Hagimus, căruia în curte i s-a aruncat o pungă cu o sticlă cu substanțe inflamabile, un fel de cocktail Molotov, și un bilețel prin care este amenințat că dacă va continua să protesteze, este unul dintre veteranii războiului de la Nistru, dacă va continua să protesteze mai departe, va veni și un aruncător de grenade, un granatomet, cum scrie acolo în bilețelul acela. De asemenea, îi se sugerează că dacă nu îi place în Republica Moldova, să plece în România. Vasile Crețu este, spuneam, unul dintre veteranii care au luptat la Nistru, au apărat integritatea Republicii Moldova, locuitor al satului Hagimus. În zona aceasta sunt amplasate posturi transnistrene. De altfel, trebuie să cunoașteți că cam toate posturile transnistrene sunt amplasate foarte strategic pe teritoriul Republicii Moldova. Și acesta a fost un punct de referință al acestei comisii. Au fost adresate întrebări și ministrul apărării. Cu referință în special, am vrut să cunoaștem dacă deține informații această instituție a noastră despre armamentul din dotarea structurilor
Transnistrene, câte forțe sunt acolo amplasate, cum e posibil ca posturile și mobile și cele staționare să fie amplasate în zone extrem de strategice în cadrul acestei comisii. Ministrul de Externe, i-am solicitat să ne prezinte o informație cu privire la dacă dețin sau nu autoritățile transnistrene, unele autorități de acolo, pașapoarte diplomatice ale Republicii Moldova. De asemenea, i-am cerut să facă o referință la acțiunile care le-a întreprins această instituție până acum pentru a aduce la cunoștința instituțiilor străine situația din această zonă și dacă vede cu ochi buni înlocuirea forțelor pacificatoare cu forțe multinaționale. Apropo, astăzi este 29 iulie, ziua când au fost introduse forțele pacificatoare în zona de securitate. Am avut multe întrebări și față de câteva întrebări, mai bine zis, și față de doamna Lesnic. Sigur că ne-a interesat un răspuns la ceea ce scria zilele trecute, mai bine zis ieri chiar, colegul nostru Alexandru Slusar, cu referință la întâlnirea domnului președinte Dodon cu Krasnosievski. Și aici vreau să fac doar o remarcă că, din punctul meu de vedere, cel puțin, comportamentul președintelui statului nostru este unul incalificabil. Comportament transmis și instituțiilor subordonate președinției și nu guvernului, fapt care alimentează această situație tensionată, alimentează separatismul. Față de ceea ce se întâmplă în zona de securitate și în raport cu regiunea transnistreană, instituțiile statului trebuie să aibă o poziție clară, manifestată puternic de pe poziția demnității. Adesea se creează impresia că noi manifestăm mai multă lașitate decât demnitate, în speranța că, Doamne ferești, nu se întâmple ceva. Să nu uităm că în Comisia Unificată de Control spuneam că sunt trei părți, Federația Rusă, Republica Moldova și regiunea transnistreană, iar toate deciziile în această comisie iau prin consens, ceea ce înseamnă că orice propunere a Republicii Moldova, dacă nu convine celorlalte două părți, nu are șanse să treacă. De aceea și avem situația într-un fel, avem situația pe care o atestăm astăzi. Riscurile de securitate în zona respectivă, în principal, țin de securitatea teritorială și securitatea economică. De asemenea, un alt risc este riscurile securității teritoriale sunt constatate în stânga Nistrului, fiind acolo dislocate, așa cum cunoașteți, trupe ruse care nu au de gând să schimbe statutul respectiv. Există, de asemenea, riscul creșterii infracționale. Am discutat astăzi despre faptul că anumite persoane din Republica Moldova, tineri în special, au fost sechestrați de forțele transnistrene, de niște forțe obscure și adesea cu consimțământul organelor de drept din Republica Moldova. Ceva inadmisibil. Astăzi, în cazematele Tiraspoleni sunt 5, 6, poate mai mulți cetățeni reținuți pentru viziunile lor politice, să zic așa, sau civice mai degrabă. Fie că au scris un mesaj pe Facebook, fie că s-au manifestat într-un fel sau altul, au ajuns să fie arestați și în acest fel drepturile lor constituționale sunt încălcate grav. Eu o să mă opresc aici, poate o să revin cu anumite detalii, dar vreau să o rog pe colega mea, ca să nu fur tot timpul, să facă câteva referință la lucruri concrete. Mulțumesc. Bună ziua, stimați cetățeni! Așa cum v-am obișnuit deja, un subiect pe care noi, platforma DA,
continuăm să-l monitorizăm îndeaproape, este cel legat de situația tensionată din zona de securitate. Astăzi, alături de colegul meu, domnul Kiril Moțpan, am participat la această ședință a Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, care, așa cum a menționat și dumnealui, și-a întrunit membrii Comisiei la Chișinău și nu la Cocieri, așa cum a solicitat platforma DA prin demersul său de săptămâna trecută, din care considerente ar trebui să ne răspundă la această întrebare, cred că președintele Comisiei, domnul Alexandru Jizdan, și care este frica lor de a se întruni împreună cu veteranii, împreună cu localnicii din acele locuri la Cocieri. Dacă domnul Moțpan a scos în evidență anumite elemente discutate și concluzii luate în urma acestei ședințe, eu voi aborda acest subiect exclusiv prin prisma problemelor cu care trăiesc oamenii din zona de securitate. În această duminică, probabil ați văzut cu toții, împreună cu președintele platformei DA, Andrei Năstase și domnul Kiril Moțpan, ne-am deplasat în raionul Dubăsari, unde am avut o întâlnire foarte bună cu veteranii războiului de pe Nistru și oamenii din partea locului. La Cocieri, acolo unde am și propus să se desfășoare ședința de astăzi a Comisiei Parlamentare. Cetățenii în continuare sunt foarte indignați de atitudinea meschină și extrem de pasivă a actualei guvernări, guvernare direct responsabilă de degradarea situației din zona de securitate. Locuitorii raionului Dubăsari așteaptă ca Biroul pentru Politici de Reintegrare, inclusiv deputații din Parlament, să efectueze cât mai multe vizite la fața locului, să vadă consecințele produse de către regimul separatist în regiune, să vină cu soluții rapide și concrete pentru evacuarea tuturor posturilor vamale interne, fără a tărăgăna în mod intenționat procesul de soluționare a acestei situații conflictuale. Mai mult decât atât, oamenii de acolo urmăresc îndeaproape toate acțiunile pe care le întreprinde Chișinăul și chiar au menționat despre comportamentul obraznic, pe alocuri cinic, al unor demnitari, în raport cu cei care cu adevărat sunt preocupați de problemele lor. Vreau să vă asigur că cetățenii acelor locuri au văzut foarte bine că anume deputații platformei DA au fost printre primii care au reacționat rapid la solicitările locuitorilor de regiune și au abordat nemijlocit în cadrul mai multor conferințe de presă, în cadrul discuțiilor cu localnicii, vizitelor la fața locului, situația conflictuală din zona de securitate a raionului Dubăsari. Situație provocată, accentuez, în mod intenționat de către regimul separatist de la Tiraspol. Din aceste acțiuni absolut abuzive, se poate observa cu ușurință docilitatea actualei guvernări, precum și implicarea directă a președintelui Igor Dodon în procesul extrem de lent de soluționare a acestor fără de legi îndreptate asupra integrității teritoriale a Republicii Moldova. Dovada acestui fapt ne poate servi întâlnirea ascunsă de ieri la Condrița a președintelui Dodon și a liderului separatist Vadim Krasnoselski. Discuții multe, însă zero acțiuni din partea lui Dodon. Poate doar vreo câteva zeci de mii de votanți din regiunea transnistreană pentru alegerile din toamnă. De aceea trebuie să recunoaștem cu toții, astăzi raionul Dubăsari continuă a fi un raion abandonat de siguranță și certitudini, un raion lipsit arbitrar de hotarele sale reale, un raion cu oameni văduviți de cele mai elementare drepturi, cum ar fi dreptul liberei circulații, un drept consfințit de Constituție. Oamenii din mai multe localități ale raionului Dubăsari continuă să suporte aceste piedici și deocamdată soluțiile întârzie, însă în același timp ei văd și cunosc adevărul și fac foarte bine diferența dintre cei cărora le pasă de soarta lor și cei care se ascund în spatele unor interese murdare, pe fondul situației tensionate provocate chiar prin pericolul pierderii siguranței naționale. Noi nu vom lăsa mâinile în jos și vom lupta pentru a oferi o nouă șansă acestor cetățeni afectați de propagandă, manipulare și sărăcie.
Prieteni, pe final vreau să vă mai informez că am solicitat ca următoarea ședință a Comisiei pe acest subiect să aibă loc totuși în spațiul public, să fie, să existe posibilitatea ca toată lumea să cunoască și să vorbește acolo, pentru că și această ședință în linii mari ar fi putut să aibă loc în spațiul public. Cu excepția câtorva informații care, în definitiv, nu sunt atât de relevante pentru membrii Comisiei, pentru că am fi putut să le aflăm și suplimentar. Consider că următoarea ședință categoric trebuie să aibă loc cu ușile deschise, cu accesul presei, așa încât fiecare responsabil să poată să dea răspunsuri, inclusiv reprezentanților presei. Cu siguranță a fost foarte necesară și această întâlnire. Vreau să remarc comportamentul decent al membrilor Comisiei, cu excepția a trei care au lipsit. Ceea ce este iarăși important, pentru că e și acesta o atitudine, un fel de atitudine. Reprezentanții în Comisie ai Partidului Socialiștilor au lipsit de la aceste audieri. Întrebările vă le puneți dumneavoastră. Care ar fi motivul? Vă mulțumim foarte mult. Doar să știți că platforma de imitare și adevăr va rămâne în continuare pe pozițiile enunțate de atâtea ori. Vom ține mâna pe pulsul acestei situații și ne dorim foarte mult ca conflictul acesta înghețat să se termine odată pe cale pașnică și nu să fie un centru de nestabilitate, de instabilitate permanentă. Și lucrurile acestea se întâmplă pentru că există demnitari în regiunea Transnistria și în Republica Moldova cărora le convine ca situația să se mențină astfel. Am scăpat să spunem că au fost reintroduse doar și schemele de contrabandă. În alte situații, ele nu ar fi existat, aceste scheme. Au fost lichidate pe timpul guvernării blocului acum și au reapărut din luna noiembrie anul trecut. Deci, interesele personale sau de grup obscure al unor grupări din Republica Moldova coincid în totalitate cu a unora din regiunea transnistriană. De cine depinde ca aceste relații să fie rupte? Sigur că de noi, cetățenii, și asta o putem face în alegeri. Să nu uităm că Republica Moldova achită triplu pentru gazele naturale, pentru energia electrică. Încă un subiect absolut important. Regimul transnistrian promite facilități cetățenilor Republicii Moldova din satele din zona de securitate, inclusiv la energia electrică, la gazele naturale și de altă natură, doar ca să-și ia cetățenia transnistrian. Și astăzi avem zeci de cazuri când cetățenii Republicii Moldova consideră pentru ei mai util să aibă cetățenia transnistriană. Ne putem trezi mâine poimene că toată zona din stânga Nistrului ajunge în posesia Transnistriei, se întărește regimul de acolo, ne putem trezi că o parte din satele din partea dreaptă a Nistrului, de asemenea, vor accepta să fie cetățenii Transnistriei pentru că au o sumerenie de facilități. În cazul acesta, evident că instituțiile statului, președintele nostru care bate din palmi și zâmbește frumos lui liderului de la Tiraspol, ar trebui să se gândească cum oprim expansiunea separatismului. Nu e de mirare dacă într-o perioadă foarte scurtă ne vom trezi că satele precum Copanca sau altele vor zice că dar noi, nouă ne este convenabil să fim în subordinea Tiraspolului. Sunt în consumedie de alte probleme care au răsunat întrebări, chestiuni care au răsunat în cadrul acestei ședințe. De aceea și zic că ea trebuie să fie una publică, ca toată lumea să afle din prima sursă cum se vede rezolvarea acestor probleme foarte și foarte grave. Ce întreprindem mai departe, câte facilități le mai oferim transnistrienilor ca să fie liniște și nu știu ce, că noi liniște ne dorim, dar nu cu prețul de a ceda din teritoriile noastre. Și ca remarcă, domnul Dodon sigur că trebuie să conștientizeze că ceea ce face este o declarare directă, deschisă, neconstituțională.
Faptul că acceptă comportamentul lui Grigore Filipov, care este și rudă prin afiliere și care a fost decorat anul trecut cu Ordinul Republicii, Ordinul Gloria Muncii, iarăși vorbește despre faptul unor duble standarde. Faptul că se întâlnește cu Krasnoselski sau că cedează la cu nemiluita orice cere regimul transnistrian și Federația Rusă care secundează acest regim, demonstrează că este departe de interesele țării. Într-o propoziție asta s-ar chema trădare de patrie. Nu am vrea să ajungem într-o zi când să facem aceste învinuiri președintului statului, deși vă reamintesc că Platforma de Amitate și Adevăr a înaintat o inițiativă privind crearea unei comisii care să cerceteze sub toate aspectele acțiunile președintului Dodon. Și ajungem într-o zi și să realizăm și această solicitare a Platformei de Amitate și Adevăr. Vă mulțumim! Domnule Moțpan, doar o întrebare, dacă îmi permiteți. Da. Ați menționat despre întrevederea pe care a avut-o ieri șoful statului la Condreța împreună cu liderul separatist. În timpul discuțiilor, președintele Dodon s-a adresat cu noțiunea de președintele Transnistriei către liderul separatist. Cum vedeți dumneavoastră o astfel de adresare? Ar fi fost o exprimare nereușită sau pur și simplu s-a dorit incitarea spiritelor? Eu consider că a fost o mișcare, ați spus dumneavoastră, da? A fost o adresare firească a lui Igor Dodon, care nu discerne între ce înseamnă a fi om de stat și a discuta cu un regim, cu respectiv, care reprezintă un regim separatist. Igor Dodon, din păcate, trebuie să recunoaștem, nu reprezintă Republica Moldova, nu reprezintă acest stat, se comportă anticonstituțional. Și am spus-o anterior și repet, dânsul este pasibil de răspundere penală. În perspectiva că Platforma de Amitate și Adevăr va reuși să creeze această comisie care să studieze întreg comportamentul, toate acțiunile președintelui Dodon, cu siguranță vom ajunge să depunem un dosar la procuratură. Vă mulțumesc. Este incalificabil acest comportament și, repet, este incalificabil și, de fapt, denotă esența președintelui Dodon. El nu a greșit cu nimic. Așa este el. S-a deprins să facă pocloane președintelui rus și cu același comportament vine în fața lui Krasnoselski, care de fapt este reprezentantul unui regim anticonstituțional. Este o formă de existență a președintelui Dodon. Mulțumesc!